Seamănă cu o pizza atunci când este pusă în farfurie, dar de multe ori poate avea un gust mult mai bun decât clasica pizza. Este vorba despre frittata, iar dacă mai are și pui, se transformă într-un deliciu de nerefuzat. Frittata e un fel de omletă spaniolă cu de toate. Unii o preferă cu legume, alții cu ton, alții cu pui. Iată de ce ai nevoie pentru o variantă cu pui. Ingrediente: 6 ouă mari, un ardei capia mic, 200 de grame de piept de pui tăiat cu bulețe, o ceapă albă tocată, 100 de grame de mazăre de la conserve, 100 de grame de cașcaval ras sau brânză feta, 100 de mililitri de lapte de migdale sau orice lapte aveți în casă, 2 căței de usturoi tocați, sare, piper după gust, o lingură de ulei de măsline și o legătură de mărar proaspăt pătrunjel pentru ornat. Mod de preparare. Bateți ouăle cu laptele, usturoiul, sarea, piperul și mărarul tocat fin până se omogenizează. Încălzești uleiul într-o tigaie de fontă și călești puiul până se rumenește puțin. Apoi adaugi ardeiul tocat cu bulețe și ceapa, continuând să amesteci pentru aproximativ 2 minute. Completezi cu mazărea scursă bine și cu amestecul de ouă și distribui uniform. Poți renunța la mazăre dacă nu-ți place. Adaugă cașcavalul ras sau brânza fetă și dai la cuptor 15 minute sau până când ouăle s-au întărit. Ornezi cu pătrunjel și servești cât e caldă. Relatează DCNews.ro.